Salutare! Sunt eu, șef Cezar Munteanu, și te invit astăzi în bucătăria True Food să îți arăt cum gătesc cel mai tare somon, rumenit cu ustură și plante aromatice. Până în alta, eu mă mișc ca peștele în apă spre locul meu de lucru și tu stai cu ochi pe mine. Am să gătesc somonul cu mult usturoi și plante aromatice. O nebunie de arome. Acompaniată de o garnitură din roșii cherry și calamata, măsline calamata, toate lângă o salată de valeriană, pentru zen și multe inspirații. Dar hai să vedem de ce ingrediente avem nevoie pentru rețeta noastră. Pentru 4 porții am nevoie de file de somon, 600 de grame, 50 de grame de usturoi tăiat brunoaz și pus în ulei de măsline, roșii cherry 400 de grame, plante aromatice mixte, oregano și rozmarin, măsline calamata fără sâmburi, 150 de grame. Oțet balsamic 2 linguri, valeriană o mână abundentă, portocale 2-3 bucăți, ulei de susan 2-3 linguri, sare și piper negru proaspăt râșnit. De fiecare dată când cumperi somon, ai grijă la culoarea lui, la aspectul lui, să fie ferm, să fie carnea tare și aspectul să-i fie lucios. Altfel ne gândim dacă prospețimea este acolo. Am să încep prin fasonarea fileului de somon, adică să înlătur părțile care nu-mi trebuie. Bine de știut, cum îl pregătesc eu, n-am să-i dau niciodată pielea jos, din contră îl rumenesc direct pe partea asta și mă asigur că am o crustă crocantă, dar asta o să o vedem la gătire. Ce fac în schimb cu resturile pe care le am de la pește? Am să le curăț de piele, pe ele am să le curăț de piele și am să le las pentru cârnați din pește, pentru burgeri din pește, chiftele de pește, dar asta când se adună o cantitate mai mare. Pur și simplu le pun în punguriță și la congelator. Trebuie să-ți mărturisesc că îmi place somonul mai condimentat și de aceea am să-l condimentez cu foarte puțin fulgi de chili, doar fulgi de chili. Sarea am să-i adaug exact în momentul gătirii. Dacă aș pune sare de acum, aș distruge un pic proteina, ceea ce nu e cel mai în regulă. Apropo de somon, vorbim despre foarte multe proprietăți. Cu toții știm cantitatea mare de omega-3 pe care o găsim în somon, aminoacizi, și asta este clar recomandarea tuturor nutriționiștilor, cel puțin 200 de grame de pește pe săptămână. Îl las la rece până în momentul gătirii, între timp eu pregătesc garnitura. Așa cum îți spuneam, o garnitură din roșii, am spălat în prealabil, din roșii cherry cu calamata. Păi le tai sferturi, după care le voi trage la tigaie cu ulei aromatizat și mult usturoi și plante aromatice din abundență, peste care, evident, măsline calamata fără sâmburi. Când simți mirosul de usturoi rumenit, e mirosul ăla specific pe care îl simți trecând pe lângă restaurantele din Italia, atunci adaugi măslinele fără sâmburi. Reține, sarea nu are ce căuta în garnitura noastră, pentru că am în primul rând sare de la măsline și doi, dacă aș pune sare fizic direct pe roșii, s-ar înmuia și nu mă ajută absolut deloc. Nu se mai desfărâi nimic, înseamnă că asta este garnitura. Poți să mai pui lângă, uite, dacă îți place picant, mai pui un chili zdrobit, dar eu dau la o parte garnitura mea până vin cu peștele. Sfărâmăm usturoiul. Mult usturoi, îmi place aroma lui, pun în tigaie. Ulei de măsline. Și acum peștele pe care l-am ținut în frigider. Îl pun direct pe piele, cu solzi. Asta nu mă deranjează. La păstrăv și la somon, solzii nu se simt, din contră se topesc și dau o crustă foarte crocantă. Dau la o parte un pic așa usturoiul și suplimentez cu plante aromatice. Plante aromatice pe care am grijă să le ridic de fiecare dată de pe tigaie și să le pun pe pește, nu le las să încingă foarte tare, că aș risca să distrug gustul peștelui, gustul de pește proaspăt. În momentul în care sfârie, așa cum vă ziceam la început, abia acum pun sarea. Cu o lingură am grijă și ridic de fiecare dată plantele aromatice de pe tigaie, le pun pe pește. Cu o lingură luăm ușor
ulei încins, punem în permanență pe peste. Este o rețetă care durează practic un sfert de oră. Deci s-ar putea încadra liniștit într-o rețetă care te transformă într-un șef la tine acasă. Îl întorc pe partea cealaltă când sunt sigur că este numită chelița. Când practic s-a format crusta. Ia uite. Suntem aproape gata. Ne apucăm să o montăm. Ce mai avem de făcut? Deci, somon tras la tigaie cu mult usturoi, plante aromatice și o garnitură inedită din roșii, cherry și măsline calamata. Evident, pentru zen și bună dispoziție, salată de valeriană cu susan și portocale. Valeriana. Și vreau să vă arăt ceva pe care trebuie să țineți cont. O să mai vedeți în valeriană mustăcioare din astea. Astea niciodată să nu le dați la o parte. Astea fac parte din bagajul de proprietăți nutritive ale valerienei. De ce aleg de la Iceberg produsele? Pentru că e simplu. Am ADN elvețian în produse românești și vreau să vă spun un singur secret de care trebuie să țineți cont. Șefii aleg întotdeauna produsele de la Iceberg. Salata mea din valeriană, cu valeriană, are nevoie de puțin ulei de susan. Am ales ulei de susan rumenit. Câteva segmente de portocală. Sarea n-am să o pun în niciun caz acum. O voi pune exact în momentul în care mănânc salata. De ce? Pentru că dacă aș pune-o acum, s-ar oxida, s-ar lăsa și n-ar fi deloc ok și o să spuneți ce salată am făcut acolo. Dar noi suntem gata. Încă o dată, somon rumenit cu usturoi, garnitură din roșii cherry și calamata și o salată nu de te adorme, de-ți dă o bună dispoziție cu valeriană. Hai să vedem cum arată farfuria finală. Dragii mei trufudieni, eu vă recomand să intrați în bucătărie, să gătiți una dintre cele mai ușoare, dar și delicioase rețete cu somon. Acestea fiind spuse, v-am pupat și atât vă spun. Stați în bucătărie, fiți veseli, bucuroși și let's make salad, not war. Mona. Și acum luăm ingredientele. A fost, pot să merg mai departe? Pot, da. Trei de dat, trecine ta vorbătoare. Stai să pun pasta, pe fundul tău. Ăla e. Stai un pic, poți să nu pui ulei de susan și să mai arăți toate mustăcioarele alea să le văd mai bine? De care ai zis? Salata. Altfel, dacă pun salata acum, să am surpriza că se oxidează, se înmoaie și nu o să fie deloc ok. Ai spus dacă pun salata acum. Body, dacă mă oprești odată, mă enervez. Te-am spus okay. După ce ai terminat. Bun.